Următorul personaj nu este din Brașov, dar are 38 de ani și s-a născut în Ploiești. Este căsătorit de 13 ani cu Mihaela și împreună au doi copii, Alexia și Andra. Pasiunea vieții sale este slujirea și voluntariatul. Modul lui de a se conecta cu Dumnezeu este rugăciunea continuă, pe orice subiect. Spune că un om este tânăr până când își pierde dorința de a se mai juca. Poate fi descris ca o persoană calmă, prietenoasă și pasionată. Ultima carte citită este Îndrăznește să cer mai mult, de Melody Mason. Este pasionat de pirotehnie, cățărături urbane și sculptură. Spune că mâncarea preferată este salata de roșii, bineînțeles, gătită de soție. Metoda de recreere preferată, fotografia. Și nu este de mirare, mereu îl vedem cu aparatul. Descrind tinerii, spune că sunt un zâmbet. Spune bun venit invitatului nostru special, Mihai Brașov!